Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la Punctul pe azi. Atacul masiv cu rachete rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene de ieri au avut un impact serios și asupra Republicii Moldova și asta deoarece urmarea celor bombardamente, Republica Moldova pentru câteva ore a rămas la propriu în beznă. Este pentru a doua oară când, din cauza bombardamentelor criminale ale armatei ruse asupra infrastructurii civile și energetice ucrainene, de suferit au și cetățenii Republicii Moldova, dar despre asta și alte subiecte discutăm în această seară împreună cu Liviu Vovc, secretar general al platformei DA. Bună seara, bine ați revenit! Bine v-am găsit! În platoul TVR Moldova este prezent și Mihai Mogâldea, expert Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara! Iar de la București discutăm cu Angela Grămadă, președinte Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale. Cu domnia sa luăm legătura ceva mai târziu. Până atunci însă, domnilor, vreau să începem discuția noastră cu ceea ce am anunțat la început, acel atac barbar repetat al armatei ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene, care, după cum spuneam, ne-a afectat și pe noi. La propriu, Republica Moldova a rămas în beznă, iar Chișinău, l-am văzut cu toții, practic a devenit un oraș scos dintr-un film în care se vorbește despre apocalipsă, pentru că totul a fost practic blocat. Prin urmare, domnule Vovc, astăzi noi putem spune că războiul declanșat, nejustificat și neprovocat de Rusia în Ucraina a ajuns și în casele fiecărui cetățean al Republicii Moldova? De fapt, acum începem să simțim pe propria piele care sunt rezultatele unui război și ce înseamnă agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Însă, în comparație cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, noi simțim doar o picătură. A rămas fără energie electrică, când în Ucraina deja stau în frig, fără apă potabilă. Milioanele ucraineni stau în frig, fără apă potabilă și plus încă mulți își pierd viețile, își pierd rudele, își pierd pe cei apropiați. Desigur că nici Republica Moldova nu va fi lăsată în pace. Noi suntem șantajați energetic, am putea spune rachete energetice în adresa noastră. În primul rând, faptul că au redus Gazprom volumul de gaze naturale care vin în Republica Moldova. În al doilea rând, vedem ce face regimul separatist care a oprit orice livrare de energie electrică. Iar acum vedem că prin bombardarea rețelelor din Ucraina este afectată și Republica Moldova, iar țara a rămas în beznă. Aici însă trebuie să facem o explicație pentru cetățeni, ca să înțeleagă cu toții, pentru că văd că sateliții Moscovei în ultima perioadă încearcă să facă mișto, să glumiți și să spună ce are Ucraina cu dacă noi importăm din România energie electrică. Inclusiv deputați la Chișinău. Astăzi la ședința plenară au spus acest lucru și cetățenii trebuie să înțeleagă că noi procurăm energie din România, însă noi încă nu avem o interconexiune directă cu România și importăm prin rețeaua din Ucraina care ajunge la centrala de la Cuciurgan și apoi vine în Republica Moldova, astfel că dacă se oprește sistemul energetic din Ucraina, respectiv avem și noi de păgubit din urma acestui lucru. Și în al doilea rând, interconexiunea care a început să se construiască cu România se mișcă destul de lent și a început târziu și să ne amintim că inclusiv licitația aceasta a ridicat multe semne de întrebare când a fost inițiată. Amintesc că mulți au vorbit despre ea că a fost o licitație trucată, unde compania din România care a dorit să construiască această interconexiune a fost fentată în cadrul licitației, iar compania din India care a venit doar cu la o licitație de zeci de milioane de euro, a venit cu o ofertă cu doar 20.000 de euro mai mică, doar ca să câștige ea licitația. Iar licitația acum, e lansată în perioada guvernului Chicu, dacă în perioada guvernului Chicu, dar aprobată, adică semnat contractul în perioada guvernului actual. În mod normal ar fi trebuit să fie verificat cât de corect au fost făcute acea licitație, pentru că din sursele care le avem noi înțelegem că nu este într-atât de roz situația cu construcția acestei interconexiuni
și riscăm chiar compania să vină cu solicitare de majorare a prețului, adică au venit cu un preț inițial, au făcut un caiet de o ofertă mică, ca mai apoi în cadrul construcției să realizeze că nu le ajung suficienți bani și posibil să ne trezim că vor solicita majorarea prețului de construcție acestei interconexiuni. Da, cel puțin am văzut ultimul mesaj legat de acest subiect al vicepremierului. Am văzut ar urma, începând cu anul viitor, propriu-zis, lucrările să înceapă, lucrările tehnice de construcție acestei linii de tensiune înaltă, ceea ce presupune inclusiv instalarea peluanilor și, bine, nu sunt specialist, dar despre asta e vorba. Cert este că în situația actuală, când suntem atât de șantajați energetic, ar trebui să amplificăm procesul acesta de construcție cât mai rapid și ori să solicităm companiei să atragă mai mulți muncitori astfel ca perioada de construcție să fie mai mică, ori să încercăm să mai contractăm încă o companie astfel ca să-și unifice forțele și să reușim cât mai repede să construim, pentru că aici nu vorbim de o construcție simplă, aici vorbim de o interconexiune de care depinde securitatea energetică a Republicii Moldova. Domnule Mogâldea, așa cum spunea și domnul Vov, că la Chișinău încă există mulți dintre cei, inclusiv în Parlamentul de la Chișinău, dintre cei care continuă să ironizeze pe seama dificultăților energetice pe care le traversează și Republica Moldova din cauza războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina. Există încă mulți dintre cei care susțin că acest război al Rusiei în Ucraina n-ar trebui să ne intereseze, că nu avem nimic în comun cu acest război. Dar, având a doua situație în Republica Moldova, când, din cauza bombardamentelor masive rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, Republica Moldova rămâne fără energie electrică, noi putem vorbi despre faptul că acest război n-ar trebui să ne intereseze, că acest război nu ne vizează, sau e o dovadă în plus că războiul ne vizează deja în mod direct? Da, într-adevăr, aceste evenimente care s-au produs ieri și care nu sunt o noutate, deci este pentru a doua oară în câteva săptămâni se întâmplă aceste deconectări, demonstrează încă o dată că războiul nu este doar aproape de noi, ci ne vizează direct și aceste consecințe, iată, le simțim și noi pe propria piele. Nu există absolut nicio justificare la îndemână pentru cei care promovează acest deziderat absolut fals că războiul este departe de noi, că ar trebui să stăm departe atât la nivel declarativ cât și la nivel de acțiuni atunci când vine vorba de condamnarea războiului, de aplicarea anumitor sancțiuni Federației Ruse, de unificarea eforturilor împreună cu statele europene pentru a ajuta Ucraina în această situație dificilă. Deci este clar că toate aceste lucruri încă o dată sunt infirmate, toate aceste declarații practic își pierd din orice urmă de relevanță. Și mai mult decât atât, în condițiile actuale, cred că atunci când consecințele se simt de către toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv de către cei care au o părere diferită față de majoritatea cetățenilor noștri, care încă cred că fie Ucraina se face vinovată de declanșarea războiului sau fie Rusia și Ucraina în măsură egală sunt responsabile de evenimentele de pe teritoriul ucrainean. Inclusiv acești cetățeni pot vedea pe propria piele ce înseamnă agresiunea rusă și cât de gravă este situația, inclusiv în Republica Moldova, nu doar în Ucraina. Kievul, din câte am înțeles, la ziua de astăzi, în măsură de 80%, este deconectat de la rețeaua de energie electrică, deci
Evident că mai sunt puncte de infrastructură critică, spitale, grădinițe, școli, care probabil sunt conectate la generatoare, care continuă să lucreze. Mă rog, sunt companii private care la fel probabil au achiziționat toate aceste obiecte de infrastructură, dar evident consumatorii casnici acolo sunt astăzi victimele acestui război și dacă e să comparăm situația cu cea din Ucraina, într-adevăr, noi suferim într-o măsură foarte mică în comparație cu cetățenii ucraineni, dar astăzi, în condițiile în care noi am simțit pe propria piele multe din ororile care se întâmplă în Ucraina, nu am fost direct afectați până acum de evenimentele tragice de acolo, decât indirect cumva printr-o inflație mai mare, prin scumpiri în facturi, atât la gaz cât și la energie electrică. Astăzi noi vedem că aceste lucruri deja se întâmplă la o scară diferită, se întâmplă într-un mod diferit și dacă nu vom reuși să atenuăm din impactul și efectele acestor atacuri din ce în ce mai agresive ale Federației Ruse, s-ar putea ca situația să continue, s-ar putea ca acest episod care s-a întâmplat ieri să se repete, iar noi trebuie să analizăm foarte bine care sunt soluțiile la îndemână, care într-adevăr nu sunt multe, nu sunt de o amploare sau nu sunt de o rezonanță foarte mare, nu pot să atenueze efectele și consecințele acestor atacuri așa cum ne-am dorit noi, dar trebuie să vedem ce putem face, pentru că este clar că cetățenii trebuie să înțeleagă mai bine ce se întâmplă și trebuie să știe la ce să se aștepte, pentru că și asta este important. Atunci când știi la ce să te aștepți, teoretic poți să fii, să zicem, mai antrenat cumva și poți să ai anumite așteptări, poți să-ți faci anumite, nu știu, rezerve dacă vine vorba de apă, de exemplu, sau energie electrică, să ai anumite resurse la îndemână care pot înlocui această clasică de energie electrică. Exact. Sau, într-un alt caz, să poți propriu-zis să, dacă vine vorba de încălzire, până la urmă și procesul de încălzire este afectat, să, nu știu, să-ți depozitezi niște lemne în cazul gospodăriilor care au sobe. Da, deci lucrurile astea trebuie comunicate și trebuie înțelese către fiecare cetățean. Da, noi am luat legătura și cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București. Bună seara! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Cu mare drag, doamnă Grămadă, discutăm în platoul TVR Moldova despre atacurile de ieri repetate ale rușilor asupra sistemului, asupra infrastructurii critice energetice ucrainene, fapt care s-a răsfrânt negativ și asupra Republicii Moldova, preț de câteva ore, practic majoritatea localităților din stânga Prutului au rămas în beznă, au rămas fără surse de energie electrică. Prin urmare, vreau să vă întreb, ceea ce s-a întâmplat ieri, în mod repetat, demonstrează cât de vulnerabilă este Republica Moldova astăzi, cât de neputincioși suntem noi ca stat, doar dacă cineva, la un moment dat, decide să ne deconecteze doar de la energia electrică. Această situație de vulnerabilitate o datorăm și iresponsabilității tuturor guvernărilor care au fost în Republica Moldova începând cu 1991 încoace? Inclusiv. Pe lângă faptul că noi într-adevăr avem etehnele noastre interne și procesul decizional a fost afectat foarte mult de acele interese mercantiliste pe care le-a avut fiecare guvernare de până acum,
Mai există și factorul extern, Federația Rusă, care a folosit aceste vulnerabilități interne pentru a suprima orice încercare venită de la Chișinău, poate din opoziție, poate chiar și de la guvernare în anumite momente. Deși au fost firave aceste încercări, a fost foarte clar că politica energetică a Republicii Moldova întotdeauna a fost acel cal troian. Acel cal troian care nu ne-a permis să ne îndepărtăm nici de Federația Rusă, dar nici de alte proiecte de integrare regională pe care Moscova le-a promovat intens, iar uneori chiar le-a impus în regiune. Vulnerabilitatea Republicii Moldova, exact așa cum ați spus, se trage în mare parte, într-adevăr, de la autorități, de la actori politici care nu au fost pregătiți, de la actori politici care poate chiar au fost pregătiți, dar nu au dorit să schimbe anumite lucruri și care au acționat în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova. Cred că am mai discutat un pic despre mecanisme de protecție civilă în anumite emisiuni ale TVR, dar poate încă o dată este cazul să amintim ceea ce s-a întâmplat pe data de 15 noiembrie, atunci când pentru prima dată Republica Moldova a rămas fără energie electrică la o scară atât de mare. Și atunci și după acele rachete care au fost doborâte în apropierea localității Naslavcea, autoritățile noastre au ieșit și au spus că mecanismele de protecție civilă pe care le au ei în vedere pentru a calcula impactul unor asemenea incidente sunt din anul 1992. Deci vă dați seama cât de multă dreptate aveți atunci când susțineți că vulnerabilitatea noastră internă, în cea mai mare măsură, se trage de la guvernările anterioare pe care le-am avut, care nu au acționat nici de cum în sensul întăririi securității naționale a Republicii Moldova. Și aici putem să deschidem anumite paranteze. De exemplu, conform datelor pe care le-au furnizat cei de la Departamentul Situației Excepționale, dacă se întâmplă ceva la centrala de la Novodnestrovsk, 14 localități din nordul Republicii Moldova ar putea să fie inundate. Dar astea sunt calculele pentru anul 1992. Noi știm foarte bine că după aceea acest proiect energetic a fost dezvoltat și știm că acolo sunt cantități mult mai mari decât se aflau în anul 1992 stocate pentru a produce energie electrică. Deci impactul ar putea să fie extrem și extrem de negativ asupra securității populației din nordul Republicii Moldova, dar și asupra securității populației din Ucraina. Deci ar suferi într-adevăr ambele state. Și asta este o singură paranteză pe care o putem deschide acum. Da, a pomenit și domnul Vovc despre o problemă, o întrebare pe seama căruia speculează, așa zis, și prietenii interni și externi ai Republicii Moldova. Mai exact, întrebarea care a stat pe buzele multora, inclusiv ieri. De ce Republica Moldova este, în Republica Moldova se stinge lumina dacă această lumină vine de peste Prut, adică din România? Eu vă propun, ați explicat și dumneavoastră, dar vă propun să urmărim un scurt reportaj cu explicații pe care le oferă colega mea Carina Müller la acest subiect, după care revenim. Bun găsit, linia Isaccea România Vulcănești Republica Moldova trece prin regiunea transnistreană și face legătura cu centrala electrică de la Cuciurgan. Prin această rețea de înaltă tensiune se alimentează acum Republica Moldova cu electricitate din România. Din imagine puteți vedea că această linie de înaltă tensiune transitează însă și Ucraina. Autoritățile spun că din acest motiv, atunci când sunt bombardamente rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina, au loc deconectări și pe teritoriul Republicii Moldova. Rețeaua se deconectează automat pentru a se evita o avarie de proporții. Încă din perioada sovietică, sistemele energetice ale Republicii Moldova și ale Ucrainei au fost interconectate. Experții în energetică spun că până în urmă cu un an, autoritățile de la Chișinău nu au făcut nimic pentru a asigura alternative de alimentare energetică, în așa fel încât Republica Moldova să nu depindă de Rusia. Abia în acest an au fost făcute modificări legislative și s-a reușit sincronizarea cu sistemul energetic european. O linie electrică de înaltă tensiune de interconectare directă cu România ar fi putut salva în această situație. Proiectul este în desfășurare și ar urma să fie gata în 2 ani. Republica Moldova importă acum aproape tot necesarul de energie electrică din România.
O cantitate mică este produsă de cioturi și din surse regenerabile. Asta după ce din 10 octombrie Ucraina nu ne mai furnizează energie electrică din cauza atacurilor masive ale armatei ruse asupra infrastructurii energetice. De la 1 noiembrie nici central de la Cuciurgan din stânga Nistrului nu mai furnizează electricitate, invocând că nu sunt suficiente resurse de gaz ca materie primă. Directorul întreprinderii de stat Mult Electrica confirmă că în timpul bombardamentelor liniile se deconectează pentru a evita supraîncărcările. Atunci când dispare o legătură puternică sau o sursă de energie care asigură stabilitatea în sistem, atunci automat ca de sistem pentru a menține frecvența în rețea, respectiv tensiunea, acționează prin deconectarea consumatorilor astfel încât să echilibreze energie care este produsă cu energie care este consumată. Atunci când Federația Rusă face atacuri asupra infrastructurii din Ucraina, suntem puși în situații de a suferi și noi. Am avut un atac mai apropiat de Republica Moldova și s-au izolat inclusiv și sursele de energie. Deci a fost o situație mai gravă. Ceea ce se referă la liniile de 400 de kV Chișinău-Vulcănești, că se face tot posibil pentru a accelera la maxim acest proiect. În cazul în care livrarea energiei electrice din România prin linia de înaltă tensiune la Isaccea nu va fi posibilă, atunci alimentarea s-ar putea face prin alte 4 linii, 3 dintre ele de joasă tensiune. Asta va duce însă și la deconectări. Întregul consum al malului drept nu poate fi asigurat, dar se lucrează pentru a face așa numitele insule, care ar putea fi alimentate prin aceste linii. Ar fi suficient să asigurăm un nivel de confort, astfel încât funcționarea statului să fie foarte eficientă. Ținând cont de atacurile masive pe care le face Federația Rusă în Ucraina asupra infrastructurii critice, nu este exclus un astfel de scenariu sau repetarea unui astfel de scenariu. Trebuie să pornim de la situația pe care o avem. Republica Moldova este interconectată sau liniile sunt interconectate cu Ucraina, deci în momentul în care cade frecvența în Ucraina, automat se cade frecvența și în rețeaua de transport de pe teritoriul țării noastre. Odată cu construcția liniei Vulcănești-Chișinău, Bălți-Suceava de interconexiune cu România, evident că aceste riscuri se vor micșora. Există o singură soluție. Trebuie realizate interconectări mai multe și mai bune, interconectări directe între România și Republica Moldova. Același lucru este valabil și pentru gaz, același lucru este valabil și pentru transportul pe șosea și așa mai departe. Nu vreau să încerc să explic de ce nu s-au realizat până acum. Fapt este că noi suntem dispuși să ajutăm Republica Moldova. Există planuri, se lucrează la ele. Am revenit tot astăzi ministrul, vicepremierul Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a anunțat că în 27 de ani sistemul energetic al Republicii Moldova ar trebui să devină independent și cu alternative de aprovizionare. A declarat acest lucru în contextul prezentării strategiei dezvoltării securității energetice 2050. Acest document cuprinde pașii ce trebuie făcuți pentru a trece Republica Moldova la un consum de energie mai eficient, mai ecologic și mai puțin costisitor. Dar până atunci noi continuăm să fim vulnerabili și nimeni nu garantează că Rusia nu va repeta aceleași atacuri barbare, criminale asupra infrastructurii energetice ucrainene, ceea ce vom simți și noi în Republica Moldova, din păcate. Astăzi am văzut, apropo, și Consiliul Suprem de Securitate, domnule Vov, că s-a reunit în ședință pentru a discuta problemele de securitate. Au venit cu recomandări către toate instituțiile statului pentru a mobiliza toate capacitățile și posibilitățile de generare a energiei electrice, dar și a celei termice. Însă, întrebarea mea e, ca urmare tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere energetic, dumneavoastră credeți că această situație ar putea cumva limpezi și mințile unor cetățeni ai Republicii Moldova care continuă să susțină agresiunea rusă în Ucraina, care continuă să-l aștepte pe Putin să-și trimite armata în Republica Moldova? Pentru că fără lumină
consecințele războiului din Ucraina le resimte în Republica Moldova fiecare cetățean, indiferent de limba pe care o vorbește, indiferent de opțiunile sale politice sau geopolitice. Sperăm cetățenii să înțeleagă acest lucru și chiar pentru mine este, mă întreb cum se simt cei care susțin, deputați din Parlament care susțin agresorul în acest război și au stat ieri pe întuneric cu restul cetățenilor. Doar că în acest context instituțiile statului trebuie să lupte calitativ cu propaganda și cu dezinformare. Pentru că pe de-o parte avem un exemplu foarte cert ce se întâmplă în Transnistria. Situația la moment este livrările de gaz, volumul livrărilor de gaz s-a micșorat din cauza că Federația Rusă, Gazprom, a redus volumul. Pe când în Transnistria propaganda zi și noapte spune că uite că statul Republica Moldova este de vină și nu are nicio vină Federația Rusă. Da, ne fură gazul nostru și orice tip de manipulări astfel ca să dea vina pe Republica Moldova și să creeze această neînțelegere, ură între cetățenii aceleiași țări. De aia instituția statului ar trebui să acționeze calitativ în combaterea dezinformării și să ofere cât mai multe informații, să fie cât mai transparenți, pentru că vreau să mulțumesc domnului Iohannis, în primul rând, că ceea ce a spus dumnealui are dreptate și ne bucurăm că ne ajută întreaga Uniune Europeană, dar cei mai apropiați sunt frații noștri români care în această criză încearcă să ne ajute și inclusiv acest lucru ar trebui să înțeleagă cetățenii cine ne este prieten, cine ne este frate, cine ne dorește binele și cine ne dorește răul. Pentru că în situația actuală, când Gazpromul ne reduce volumul, când prin intermediul regimului separatist ne-a oprit volumul de energie electrică, România ne ajută în asigurarea cu electricitatea Republicii Moldova și chiar o parte din volume ne-l oferă la prețul de 90 de euro, care este sub prețul de piață. Media care noi procurăm din România este de 200 de euro pe zi, adică megawattul oră, iar în jur de 80-90 de megawatt sunt oferiți de România la prețul de 90 de euro, adică ei compensează pre 110 euro la fiecare megawatt în ajutorul Republicii Moldova, bani care nu-i vedem fizic, dar care se resimt în factură, pentru că dacă n-ar fost acest ajutor, ar fi crescut și prețul la energie electrică mult mai mult. Însă, trebuie să analizăm și ce se întâmplă aici în Republica Moldova. Corect. Pentru că se creează impresia că noi avem și niște sabotori pe intern care încearcă să destabilizeze situația. Vă referiți la cazul Moldelectrică? La termoelectrică, pardon. La cazul termoelectrică. Cu acel generator care s-a defectat. Da, platforma a emis un comunicat la începutul săptămânii prin care a solicitat lucruri simple. Pentru ca să explic pe scurt care este situația. În primăvară a fost făcută o licitație unde a câștigat o companie Horus împreună cu o companie din Rusia, Silavâie Mașină, pentru a repara două blocuri energetice de la termoelectrică. Această companie Silavâie Mașină era sub sancțiuni internaționale ca urmare a războiului din Ucraina. Atunci platforma DA și alți experți, alte partide politice au ieșit cu reacții critice la acest lucru, iar ministrul infrastructurii, domnul Spânu, a apărat cu vehemență că acest contract nu trebuie să fie reziliat, că el trebuie să meargă până la capăt, că vom îngheța la iarnă dacă noi nu vom semna acest contract cu Horus și Silavâie Mașină. Doar datorită presiunii publice, doamna Sandu a decis și a ieșit public și a spus: este o decizie politică, noi reziliem acest contract și nu acceptăm un astfel de contract. Mai apoi, în luna iunie, s-a repetat istoria și atunci încă mai urât s-a procedat, deoarece termoelectrică a făcut o licitație pentru a repara blocul energetic 3. La acea licitație au participat 3 companii, una din România, una din Ucraina și iarăși Horus. Energo Capital, dacă nu greșesc, compania din România a oferit cel mai mic preț. Astfel că cei de la termoelectrică, când au văzut că nu au câștigat ce ne trebuia, au anulat licitația și au informat toți 3 participanți că în decurs 24 de ore ei recurg la negocieri directe și solicită ofertele în 24 de ore.
Desigur, când au văzut prețurile la licitație, compania Horus peste noapte a redus prețul la oferta sa cu 20%, astfel devenind câștigătoare. În octombrie, Horus a anunțat cu mare fast că, uite, noi am finalizat reparația blocului energetic 3 și Chișinăul nu va îngheța la iarnă. Ca pe 11 noiembrie, când a fost pornit pentru prima dată acest bloc energetic ca să conecteze cetățenii din Chișinău la rețeaua termică, la agentul termic, peste câteva ore acest bloc s-a defectat. Și din câte noi cunoaștem, s-a defectat în totalitate și nu se știe când va fi reparat. Din câte înțeleg, a fost restabilit sau nu? Nu a fost restabilit și nu se știe când va fi restabilit. Iar acest lucru este destul de straniu dacă aceasta a fost un simplu accident sau toată această schemă din iulie cu trucarea licitației și în prezent a fost un plan bine definit ca în plină iarnă, în apropierea sezonului rece, să devenim șantajabili energetici în această situație. E o întrebare la care ar trebui să răspundă instituțiile competente ale statului. Inclusiv, de anume din această cauză, revin la comunicatul platformei DAD de la început de săptămână, de noi am solicitat trei lucruri. Prima, să fie făcută o comisie guvernamentală cu implicarea experților din Uniunea Europeană și în special din România, care să verifice cauza reală de ce s-a deteriorat acest bloc energetic. Pentru că la moment această investigație o face tot termoelectric, adică cei care au trucat licitația și care au creat această problemă, tot ei investigează de ce s-a întâmplat acest lucru și este un nonsens. Asta cum cu accidentul Malaysia din Ucraina când a fost lovit de o rachetă avionul malaysian și dacă ar fi dat Rusiei să facă anchetă rusească, același lucru se întâmplă și aici, să dăm termoelectric ca să facă anchetă. În al doilea rând am solicitat demisia directorului Termoelectrica, direct responsabil de organizarea acestei licitații și în al treilea rând am solicitat demisia ministrului Spânu, persoană directă care în primăvară a apărat cu vehemență primul contract al Horus, iar când a fost făcută această licitație trucată în iunie, el a declarat public că va analiza toate actele și dacă există o ilegalitate va sesiza Procuratura Generală CNA ca să fie persoane trasă răspunde. Dar nu s-a mai venit cu nicio explicație după acest lucru. În toată această situație, pentru că revenim și la partea cu energie electrică, în toată această situație, blocul energetic 3 ar fi putut produce în jur de 80 de megawatts oră, ceea ce înseamnă cam 15% din necesarul Republicii Moldova. Odată cu avarierea sa, noi am pierdut acești megawatts. Acum noi suntem nevoiți să cumpărăm 80 de megawatts din România, la prețul de 200 de euro. Pe când acești 80 de megawatts care ar fi fost produși de termoelectrică erau ca un bonus, pentru că blocul energetic 3 încălzește apa, adică produce agentul termic, iar energia electrică se produce din cauza că se încălzește apa. Și atunci, cine răspunde pentru aceste pierderi? Pentru că faptul că termoelectrica zilnic nu produce 80 de megawatts oră, noi pierdem în fiecare zi 7,5 milioane lei. Cine își asumă aceste costuri? Compania care a reparat acest bloc energetic și care s-a avariat? Cine va suporta toate astea? Pentru că dacă luăm din 11 noiembrie până acum, deja e vorba de peste 20-30 de milioane de lei care noi am pierdut. E o întrebare pertinentă. Și aici e nevoie de mult. Eu am sperat că după ședința Consiliului de Securitate, Suprem de Securitate de astăzi, doamna Sandu va veni cu mesaje concrete. Poate s-a discutat subiectul, noi facem o comisie internațională cu experți din extern pentru a înțelege ce s-a întâmplat aici. În același timp, ar fi trebuit să spună concomitent cu investigarea cauzelor, noi solicităm ajutorul României, pentru că dacă există această companie din România, presupun că există și multe alți experți, alți specialiști în România care ar putea în regim de urgență să ne ajute ca noi să reparăm acest bloc energetic 3 și consider că în această situație noi trebuie cât mai repede să venim cu aceste solicitări de a fi ajutați ca să ne stabilizăm. Pentru că știți cum, dacă se întâmplă odată, poate fi întâmplător. Dacă se întâmplă de două ori, înseamnă că riscăm să se întâmple și a treia oară. Și mă refer la bombardamentele din Ucraina, care au afectat și sistemul energetic din România. Dacă se mai întâmplă și alte dăți,
Unica soluție de a fi cât de cât stabil ar fi să ne asigurăm energetic cu producția de la termoelectrica. Iar termoelectrica poate să asigure 30% din necesarul țării. Vom mai închide luminile, vom face economie cu 30%, măcar nu o suntem în total prin întuneric, dar putem pe etape să asigurăm periodic cu electricitate regiunile țării. Da, domnule Mogâldea, există cu adevărat multe semne de întrebare în jurul acestui incident de la termoelectrica, dar admiteți dumneavoastră, așa cum spunea domnul Vovc, că avem și pe interior sabotori? Cu siguranță avem, nu știu dacă neapărat în acest caz, dar sabotori există pentru că ei au misiunea de a destabiliza situația și de a crea și mai multe probleme la comanda cuiva, fie că din țară, fie din afară. Unii o fac cu rea intenție pentru că sunt corupți și pentru că acest flagel al corupției creează aceste acte de sabotaj. Alții o fac pentru că au legături cu tot felul de personaje din țară și din afara țării și la comanda acestor acționează într-un mod sau altul. Nu pot să mă expun pe acest caz propriu-zis pentru că nu cunosc toate datele problemei și probabil într-adevăr trebuie aici organele de investigație și actorii care sunt responsabili să vină cu și să ofere niște răspunsuri pentru cetățeni. Dar sabotorii care există, ei trebuie să fie identificați și trebuie să fie anchetați, prezentați publicului larg, ca toată lumea să înțeleagă foarte bine tot acest tablou complet. Din păcate, noi avem multe cazuri în care instituțiile statului cunosc despre tot felul de personaje care acționează în diferite domenii, îi urmăresc, dar până la condamnarea acestora mai este drum lung și chiar până la prezentarea acestora în atenția publicului și explicarea rolului pe care îl joacă în întreg mecanismul de sabotaj, de destabilizare a situației pe interiorul țării, este o cale foarte lungă. Deci noi trebuie aceste lucruri să le explicăm oamenilor, trebuie să aducem mai multă lumină asupra acestei situații complicate în care ne aflăm. Să nu uităm că noi am început să discutăm nonșalant sau deschis despre încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza situația din Republica Moldova abia acum o lună și jumătate. Mă refer aici la autorități, da? Adică până acum ceva timp era frică să discutăm deschis despre faptul că Rusia acționează pe mai multe direcții în Republica Moldova pentru a destabiliza situația internă, pentru a iniția inclusiv procesul de schimbare a guvernării și de instalare probabil la unui guvern marionetă care să le reprezinte interesele aici. Deci lucrurile astea se cunoșteau, doar că nu erau explicate publicului larg, nu erau condamnate așa cum ar trebui să se întâmple, nu erau întreprinse acțiuni de comunicare eficientă. Comunicare, dar și acțiuni care să prevină eventuale sau să răspundă la aceste acte de sabotaj și de destabilizare a situației interne. Eu cred că aici încă mai este de lucru pentru că sunt instituții abilitate ale statului care ar trebui să iasă în fața oamenilor și să explice tabloul general, să explice pe fiecare palier cine sunt actorii, ce acțiuni întreprind și ce obiective urmăresc. Absolut toată lumea care este implicată în acest proces ar trebui prezentată și făcută cunoscută publicului, pentru că, de altfel, dacă stăm cu aceste informații prin birouri și le anchetăm, este foarte bine, dar dacă nu comunicăm și publicului despre cine sunt acești oameni, cine sunt aceste instituții, cine sunt aceste partide, actori și cum acționează ei
împreună, concentrat, atunci oamenii ar putea crede că anumite incidente sunt izolate, nu au legătură unele cu altele, că un lucru care se întâmplă astăzi sau mâine la Combrat nu are legătură cu altul care se întâmplă peste 2-3 zile la Chișinău și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie explicate. Da, chiar astăzi deputatul socialist Grigore Novac a fost luat la întrebări pe holurile Parlamentului de către unii colegi din presa de la Chișinău. Deci, o simplă întrebare. Cine se face vinovat pentru deconectările de ieri de la sursa de energie electrică? A fost întrebat deputatul socialist. Răspunsul a fost unul uluitor. Păi, eu nu sunt electrician. Pentru ca să vă spun cine se face vinovat. Nu știu, probabil problema este în rețele, din câte am înțeles. Asta spun specialiștii. Este o problemă de rețea. Nu rezistă unei anumite tensiuni și se face această pană nedorită. E răspunsul deputatului socialist, care a evitat cu orice preț să spună clar și răspicat că din cauza bombardamentelor ruse asupra infrastructurii ucrainene energetice, Republica Moldova a rămas fără energie electrică. Însă, doamnă Grămadă, probabil ați văzut și dumneavoastră în dimineața acestei zile, după ce Republica Moldova a rămas fără energie electrică, în dimineața acestei zile primarul de la Chișinău, Ivan Ceban, amenința de dimineață că orașul Chișinău ar putea rămâne fără apă și canalizare. Și asta pentru că cei care conduc Republica Moldova, consilierii municipali din PAS, nu ar dori să ajusteze tariful pentru apă și canalizare, așa cum cere Ivan Ceban. Cu adevărat, e o problemă majoră acest tarif mic pe care îl invocă Ivan Ceban, sau ceea ce face Ivan Ceban face parte din altă operă? Opera războiului hibrid pe care îl poartă Rusia în raport și cu Republica Moldova. În cazul în care problema este adevărată, așa cum menționează primarul Chișinăului, atunci cred că ar trebui să iasă persoanele responsabile din aceste instituții și să explice de ce tarifele sunt necesare a fi ridicate, mărite pentru populația din orașul Chișinău. Eu totuși aș merge mai degrabă pe varianta a doua, în care și Ivan Ceban inclusiv este în campanie electorală deja. Și asta o spunem în cunoștință de cauză, pentru că toată lumea știe că el recent și-a lansat un partid politic. Și acest partid politic trebuie să fie crescut, trebuie să fie alimentat, trebuie să fie făcut cunoscut publicului. Și nu poate fi făcut altfel acest lucru decât prin figura liderului său. Iar Ivan Ceban este acel lider pe care cel puțin o parte a electoratului socialist ar putea să îl urmeze la următoarele alegeri locale, pentru că acesta este prima etapă, de fapt, în încercarea de a vedea ce s-ar putea întâmpla la viitoarele alegeri prezidențiale și apoi parlamentare, adică să vedem cum se va reconfigura scena politică de la Chișinău, dar și din Republica Moldova în general. Iată de ce eu consider că aceste declarații, aceste discursuri pe care le vedem tot mai des din partea unor actori politici, precum este Ivan Ceban sau Grigore Novac, nu fac altceva decât să încerce să destabilizeze nu doar situația social-economică din Republica Moldova, dar inclusiv să facă niște teste despre ce s-ar putea întâmpla în anul viitor. În Ucraina știm foarte bine că alegeri nu vor avea loc, avem o lege marțială, în timpul acțiunii unei legi marțiale aceste exerciții democratice nu se pot întâmpla, dar în Republica Moldova ele se pot întâmpla și atunci inclusiv acești actori politici sunt folosiți drept instrumente de presiune asupra actului guvernamental. Dacă ne uităm un pic și analizăm pe ceea ce se întâmplă la Chișinău, vedem din ce în ce mai mult că apar noi partide politice, apar noi actori politici, poate altă dată despre aceștia nu cunoșteam nimic, dar ei încearcă să testeze, să-și facă propriile sondaje de opinie, să vadă unde ar putea să fie vulnerabilitățile acestei guvernări. Și Mihai avea dreptate foarte mare atunci când a spus că una dintre cele mai mari probleme pe care le are această guvernare pro-europeană de la Chișinău este modul în care comunică cu cetățenii, sau mai degrabă modul în care nu comunică, pentru că există o singură persoană care iese în fața cetățenilor și aceea este Maia Sandu, adică președintele țării, ceilalți actori jucând în spațiu informațional un rol mai mult sau mai mic de figuranți, adică ei nu sunt atât de credibili precum este Maia Sandu și se creează impresia
că în această țară există o singură persoană care participă la actul decizional și această persoană comasează mai multe funcții, și cea de președinte al țării, și cea de premier al țării care distribuie resursele financiare sau gestionează politicile publice, lucru care nu este adevărat. În momentul de față eu mi-aș dori mai multă acțiune din partea doamnei Gavriliță și mai multă responsabilitate din partea miniștrilor care sunt membri ai acestui executiv și care ar trebui să comunice mult mai eficient, fără aroganță, cu cetățenii Republicii Moldova care au într-adevăr au oferit un mandat sau o foaie albă de încredere pentru această guvernare. Ei au făcut foarte multe lucruri, au obținut foarte multe rezultate într-o perioadă destul de scurtă de timp, sub o presiune externă incredibilă, dar toate aceste rezultate se vor pierde dacă nu va fi pusă în aplicare o strategie eficientă de comunicare. Fără această comunicare eficientă cu cetățeanul, s-ar putea să avem o mare surpriză la următoarele alegeri și inclusiv cele locale, care poate nu par atât de importante în acest moment, dar care sunt extrem de relevante pentru a vedea ce s-ar putea întâmpla în viitorul nu foarte îndepărtat al Republicii Moldova. Da, domnule Vovc, cu adevărat e o mare problemă la apă canal Chișinău sau problema e una inventată? Deocamdată, slavă Domnului, Chișinăul nu rămâne fără apă și servicii de canalizare. Premier Energy a ajuns la un consens cu apă canal Chișinău. Datoria de 5 milioane pe care o are întreprinderea municipală față de furnizorul energiei electrice va fi reeșalonată. Da, dar cu adevărat problema este una mare. Cât de justificată este solicitarea primarului de a fi majorat tariful cu aproape 10 lei, dacă nu greșesc? Trebuie să înțelegem că problema există, însă cea mai mare problemă este populismul unor politicieni. Atunci când spui că într-o săptămână rămâi fără apă, în Chișinău va rămâne fără apă și vedem că totuși nu este chiar așa. Și în al doilea rând, trebuie să se explice clar, știți, este regretabil că parcursul anilor s-a creat acest război între guvernare și primăria Chișinău, indiferent cine era, se încerca să face jocuri politice pe problemele cetățenilor. Noi înțelegem foarte bine, energia electrică a crescut, dar este nevoie de ajustat tariful conform realităților, nu de dublat acum. O altă problemă însă este metodologia, care înțeleg că este foarte vechi și nu corespunde realităților de acum. Iar aici este nevoie de implicarea Parlamentului. De cât două săptămâni s-ar fi certat pe la tribune unii de la Parlament, alții de la CMC, mai bine s-ar fi așezat la o masă și să ajusteze metodologia așa cum este corect, astfel ca ANRE-ul să poată să verifice. Pentru că la moment, conform metodologiei, ANRE-ul a spus că este 60 de bani, maxim pot să majoreze. Da, adică solicitarea tariful. Primăriei nu este justificată. Dar, în realitate, în această metodologie nu sunt incluse și anumite cheltuieli care ar trebui să fie incluse în costuri. Și atunci ar trebui să se așeze deputații cu ANRE-ul, cu apă canal, nu cu consilieri municipal, dar cu apă canal, și toți împreună să vadă unde există lacunele în legislație, cum ajustăm și cum facem acest lucru. Pentru că o să vă dau un alt exemplu, unde, de asemenea, din cauza sabotajului, aș putea spune, deputaților, noi acum achităm aproape 30 de lei gazul. Pentru că ultima majorare a tarifului la gaz nu a fost din cauza că a crescut prețul de achiziție de la Gazprom. Prețul a scăzut. Această majorare a crescut din cauza că devierile tarifare care s-au adunat pe parcursul anului au fost incluse în tarif abia în septembrie. Dar ele au fost incluse în tarif abia în septembrie din cauza că metodologia de calcul nu permitea. În luna aprilie a fost înregistrat un proiect în Parlament care să permită includerea devierilor tarifare în tarif. Doar că deputații s-au scărpinat din aprilie până în luna iulie, până au votat în două lecturi. Și au pus că va intra în vigoare de la 1 septembrie. Și uite că ANRE-ul, când a ajuns la 1 septembrie, când abia a intrat în vigoare legea, a trebuit să includă devierile tarifare de tot anul.
și au mai ajuns la prețul de 29 de lei. Dacă deputații în luna aprilie ar fi votat în două lecturi acea lege, atunci nu am fi avut acum 29 de lei, dar am fi avut un tarif mult mai mic. Același lucru și aici. Din lupta lor politică între ministrul infrastructurii și primarul general, vor avea de suferit cetățenii. De aici îi îndemnăm la luciditate și să nu se joace pe suferințele cetățenilor. Pentru că această iarnă și așa va fi complicată. Da, mai avem două minute. Cum spunea și domnul Wolf, că domnule Mogâldea, iarna va fi una, se anunță cel puțin, va fi una complicată, dar recent a avut loc o nouă reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova la Paris. S-a vorbit doar despre Republica Moldova. E un eveniment care demonstrează că cetățenii Republicii Moldova, Republica Moldova, are prieteni buni și mulți care nu vor lăsa această bucată de pământ la grea încercare? Da, evenimentul a reușit să mobilizeze un sprijin destul de important, dar pe ansamblu eu mă aștept ca fondurile care sunt oferite către țările europene să fie mai consistente, pentru că noi vorbim despre o iarnă care pune o presiune enormă pe umerii cetățenilor. Estimările guvernului vorbesc de peste 1,1 miliarde de euro bani necesari pentru a acoperi aceste costuri mai mari în tarife, în tarifele sau în facturile care urmează a fi plătite către cetățeni, și până la acest moment eu cred că noi am reușit din partea Comisiei Europene, Guvernului Germaniei și iată acum în această reuniune la Paris să mobilizăm practic un sfert din acești bani. Deci noi în continuare avem nevoie de fonduri. Eu mă aștept ca să existe un plan mai structurat, mai amplu din partea Uniunii Europene de ajutor pentru Republica Moldova, care să conțină și niște fonduri mai consistente, pentru că vorbim de o situație într-adevăr foarte complicată, vorbim despre cetățeni care urmează să fie beneficiari acestor fonduri, nu vorbim aici de autorități, nu vorbim de nicio guvernare de o culoare sau de alta, vorbim de cetățeni. Și eu mă aștept să existe un plan, dacă doriți, după modelul PNR-urilor din țările Uniunii Europene, de recuperare, de restructurare, numiți-l cum vreți, care să ajute cetățenii noștri în această perioadă complicată, pentru că de altfel vorbim despre, și arăși ne întoarcem la tabloul complet al poveștii noastre, vorbim despre o Rusie care urmărește să obțină toate foloasele din aceste din această situație complicată și fără acțiuni care să fie proactive în sprijinul oamenilor, s-ar putea să ieșim cu greu din această perioadă rece a anului. Da, dar aici este necesară și solidaritatea și înțelepciunea societății per general, pentru că lucrurile se fac împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, doamnă Grămadă, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participarea la această discuție. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine seară la aceeași oră. Până atunci, toate bune!